Iată titlurile acestei ediții. Incendiu în satul Congaz din Comrat, casa preotului distrusă de flăcări în totalitate. Un moldovean a fost arestat în Bulgaria, bănuit că face parte dintr-o grupare infracțională care se ocupă cu cultivarea drogurilor pe teritoriul țărilor Uniunii Europene. Încă un moldovean a avut de suferit în urma prăbușirii podului de la Genova, Italia. Bărbatul de 38 de ani care și-ar fi înjunghiat mortal fratele mai mic a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. I-a furat buletinul iubitei sale pentru a se asigura că aceasta nu va pleca în Uniunea Europeană, iar la frontieră a aflat că actul de călătorie a femeii este fals. O grădiniță din capitală a fost jefuită. Bănuiții au furat peste 3.000 de lei. Incendiu în satul Congaz din raionul Comrat. O casă a fost mistuită de flăcări în totalitate în această dimineață, în jurul orei 7.30. Potrivit portalului gagauzinfo.md, locuința distrusă aparține preotului Bisericii Sfânta Treime, iar flăcările au izbucnit în una din încăperi. În doar câteva minute, focul a cuprins toată casa. Vecinii care au văzut flăcările au făcut apel la 112. La fața locului s-au deplasat trei autospeciale din Congaz și Comrat. Până la venirea pompierilor, însă, în ajutor au sărit vecinii cu găleți cu apă. Ajunși pompierii au stabilit că o casă este cuprinsă de flăcări. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Pompierii au reușit lichidarea incendiului către orele 11.00. Potrivit primelor informații, cea mai probabilă cauză de producere a incendiului ar fi neatenția la utilizarea focului deschis. Din fericire, nicio persoană nu a avut de suferit. Cauzele izbucnirii incendiului, dar și pagubele urmează să fie estimate de către specialiștii Inspectoratului General pentru situații de urgență. Un moldovean a fost arestat, bănuit că face parte dintr-o grupare infracțională care se ocupa cu cultivarea, colectarea, păstrarea și comercializarea drogurilor în proporții deosebit de mari pe teritoriul țărilor Uniunii Europene. Cetățeanul moldovean cu încă un bulgar au fost reținuți în Bulgaria pe 13 iulie de către forțele de ordine din Republica Moldova, în comun cu cele bulgare. A fost stabilită existența unei grupări criminale transnaționale, compuse din cetățeni ai Republicii Moldova, cât și ai Bulgariei, specializate în cultivarea și producerea drogurilor în proporții deosebit de mari, anume pe teritoriul Bulgariei, cu ulterioarea lor transportare și comercializare în țările Uniunii Europene. Mai exact, aceștia cultivau plante de cannabis pe teritoriul Bulgariei. În orașul Chișevo, organele de forță au demascat o fabrică clandestină de cultivare și creștere a cannabisului. În luna iunie 2018 s-a stabilit că gruparea criminală a amenajat într-o locuință în orașul Chișevo, Bulgaria, un laborator clandestin de cultivare a plantelor de cannabis, care produceau droguri de tip hidropon, în cantități deosebit de mari. Au fost fixate date privind procurarea de către membrii grupului a utilajului necesar pentru amenajarea laboratorului. În timpul percheziției a fost depistat, după cum vedeți, și un panou cu instrucțiuni de cultivare a plantelor în limba română. În urma perchezițiilor, la unul dintre bărbați au fost depistate 14 kg de cannabis ghidropon împachetate în 5 saci de polietilenă. Suspecții vindeau 1 kg de ghidropon la un preț de 3.500 de euro. Valoarea totală a drogurilor sechestrate se estimează la 1 milion de lei. Până la moment, la faza actuală, de către autoritățile bulgare au fost reținute două persoane, doi bărbați, vârsta 39 și respectiv 48 de ani, cetățeni ai Republicii Moldova și ai Bulgariei, precum și proprietarul imobilului în care se desfășura activitatea laboratorului amenajat. Organele de forță au mai stabilit că membrii grupului infracțional au roluri bine determinate în organizarea și monitorizarea procesului de creștere și cultivare a cannabisului. Dumnealor au cercul comun cu alte organizații, inclusiv din Spania. Presupunem până la moment că persoanele date respectiv au un punct de destinație inclusiv și în Spania.
timp de 8 luni cât au durat investigațiile, polițiștii au constatat că afacerea ilegală cu droguri le-ar fi adus traficanților un profit de circa 3 milioane de lei. Cele două persoane, un moldovean și un bulgar, cu vârstele de 39 și respectiv 48 de ani, sunt arestați pe un termen de 60 de zile. Dacă vor fi găsiți vinovați, riscă până la 15 ani de detenție. Un bărbat din capitală ar putea ajunge după gratii bănuit de trafic de droguri. Polițiștii din Chișinău au efectuat percheziții în apartamentul bărbatului de 52 de ani, unde au găsit un aparat artizanal cu urme vizibile de o substanță de culoare cafenie, cât și o pungă cu o masă vegetală uscată de culoare verde cu miros specific. Polițiștii le-au ridicat, sigilat și au transportat pachetul la Centrul Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare al Inspectoratului General de Poliție. Totodată urmează să stabilească și proveniența drogurilor. Acțiunile polițiștilor au avut loc în cadrul unei cauze penale inițiate pentru circulație ilegală a drogurilor, etnobotanicilor sau analogii acestora. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă muncă neremunerată în folosul comunității de până la 150 de ore sau ar putea sta un an în spatele gratiilor. Polițiștii au menționat de asemenea că bănuitul a mai fost anterior judecat pentru comercializarea drogurilor. Încă un moldovean a avut de suferit în urma prăbușirii podului din Italia. Potrivit Ministerului Moldovenesc de Externe, bărbatul de 34 de ani a scăpat cu viață și este internat într-un spital din Genova, iar la moment viața lui este în afara oricărui pericol. Amintim că un bărbat de 44 de ani, originar din Căușeni, se numără printre cele 39 de persoane care au murit după ce unul dintre pilonii de susținere a podului a cedat. Acesta era căsătorit și a lăsat în urmă 3 copii minori. Este un caz tragic, nu numai pentru familie, dar pentru noi toți, cei din Tăraclie care l-am cunoscut. Din păcate, am pierdut în primul rând un tată a 3 copii, un familist, un credincios, un om care era stimat de tot satul. Neapărat o să facem o ședință extraordinară și o să alocăm o sursă financiară din fondul de rezervă a primăriei. Plus la asta se mai mobilizează chiar și satul, rudele. Bărbatul lucra șofer de tir la o firmă din Franța și a plecat peste hotare încă de la începutul anilor 90. Responsabili de repatriere a bărbatului decedat sunt reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență efectuează toate procedurile necesare pentru repatrierea cetățeanului care a suportat un accident în Italia. Respectiv, va fi contractată o companie care va aduce acasă moldoveanul, însă toate cheltuielile vor fi suportate de Guvernul Republicii Moldova. Mai mult ca atât, situația este strict monitorizată de ofițerii IGSU. Cetățenii moldoveni pot solicita asistență consulară la numărul de urgență al Consulatului Republicii Moldova la Milano. Podul Morandi din Genova, vechi de 51 de ani, s-a prăbușit pe 14 august în timpul unei furtuni extrem de puternice, iar în acel moment pe viaduct erau 35 de vehicule. Pe acest caz, autoritățile italiene au deschis un dosar penal. Bărbatul de 38 de ani care și-ar fi înjunghiat mortal fratele mai mic a fost arestat. Bănuitul va sta următoarele 30 de zile în arest preventiv la penitenciarul numărul 13 din Chișinău. Pe numele suspectului a fost deschis dosar penal pentru omor. Amintim că omorul a fost săvârșit în noaptea de 13 august în jurul orei 1:30 într-o gospodărie din Bubuieci, municipiul Chișinău. Potrivit polițiștilor, în acea noapte cei doi frați ar fi băut împreună. La un moment dat între ei s-ar fi iscat o ceartă. Suspectul ar fi luat un cuțit și ar fi aplicat mai multe lovituri fratelui său de 33 de ani. Din păcate, victima a decedat pe loc. Atunci, bănuitul a fost reținut pentru 72 de ore. Dacă vina lui va fi demonstrată, riscă până la 20 de ani de pușcărie sau detenție pe viață. Cei doi frați sunt originari din Ștefan Vodă. Aceștia locuiau temporar în Bubuieci deoarece își găsise un loc de muncă. I-a furat buletinul iubitei sale pentru a se asigura că aceasta nu va părăsi țara și s-a pornit spre Germania. Când a ajuns la frontieră, a aflat că actul de călătorie al concubinei sale este fals. Acum, bărbatul este cercetat pentru deținerea actelor neautentice. Cazul a avut loc pe 15 august la punctul de trecere a frontierei Leușeni. Polițiștii de frontieră i-au solicitat bărbatului să prezinte toate actele pe care le are. Printre documente, forțele de ordine au găsit și un buletin românesc de identitate falsificat, eliberat pe numele unei femei de 35 de ani din Criuleni. Bărbatul de 39 de ani le-ar fi explicat polițiștilor că i-a luat buletinul iubitei pentru că era frică că aceasta va părăsi țara. Documentul a fost transmis spre expertiză, iar polițiștii de frontieră continuă să investigheze cazul.
Mai mulți necunoscuți au pătruns într-o grădiniță din capitală și au furat peste 3.000 de lei. Totul s-a întâmplat în dimineața de 16 august, în jurul orei 4, la o instituție preșcolară de pe strada Vasile Lupu din sectorul Buiucani. Contactat telefonic, ofițerul de presă al Poliției Capitalei, Svetlana Scripnic, ne-a spus că un echipaj de patrulare care patrula prin zonă ar fi observat trei bărbați în preajma grădiniței și s-au apropiat de ei pentru a discuta. Bărbații însă au luat la fugă, iar oamenii legii s-au luat pe urmele lor. Unul dintre ei a fost prins și dus la inspectorat pentru audieri. În buzunarele bănuitului au fost găsiți peste 2.000 de lei. Acum, forțele de ordine încearcă să dea de urmele complicilor bănuitului. Dacă vor fi găsiți vinovați, bărbații riscă până la 4 ani de pușcărie. Mai multe evenimente din țară și de peste hotare, pe scurt. I-au stricat business-ul. Un bărbat de 35 de ani din municipiul Bălți a fost prins de polițiști că transporta cu mașina 150 de litri de spirit fără acte de proveniență. Angajații Serviciului Investigații Fraude Economice a Inspectoratului de Poliție Bălți l-au oprit pe 15 august pe bărbat care transporta 6 recipiente cu alcool etilic a câte 25 de litri fiecare, în valoare de 13.500 de lei. Acesta le-a declarat oamenilor legii că urma să vândă alcoolul pe teritoriul municipiului Bălți. Întrucât șoferul nu avea acte de proveniență pentru alcool, polițiștii i-au confiscat toată marfa. Bărbatul este cercetat contravențional, iar acum riscă amendă de până la 3.000 de lei. Un minut de neatenție putea să se transforme într-o tragedie. O minoră de doar 3 ani din capitală a ajuns la spital cu arsuri chimice pe esofag după ce a înghițit o pernuță cu detergent. Mama fetei le-a spus polițiștilor că aceasta a găsit capsula cu detergent lichid prin casă și fiind lăsată fără supraveghere, a băgat-o în gură. Doctorii le recomandă părinților maximă prudență, iar produsele de curățenie și cele de uz casnic să fie păstrate departe de copii. Un bărbat în vârstă de 60 de ani a murit în urma unui accident produs în localitatea Podoimița, raionul Kamenka. Potrivit miliției din regiune, totul s-a întâmplat pe 14 august, în jurul orei 14:40. Un șofer care se deplasa pe un drum din localitate a pierdut controlul asupra direcției, a ieșit de pe carosabil, după care s-a tamponat într-un obstacol și s-a inversat. Din nefericire, pasagerul său, care s-a ales cu mai multe traumatisme, a decedat în drum spre spital. La volanul mașinii era o tânără de 18 ani, care a obținut permisul în urmă cu 3 luni. Fata nu a avut de suferit. Miliția din regiune stabilește toate circumstanțele producerii accidentului. Pentru doi bărbați, unul din Tiraspol și altul din Kamenka, pe 14 august, drumul vieții s-a sfârșit tragic. În primul caz, bărbatul de 44 de ani din Tiraspol a murit după ce a căzut în gol de la etajul 3 al casei în care locuia. Potrivit miliției din regiune, victima se afla la evidența medicului psihiatru. Milițienii au găsit în apartamentul bărbatului un bilet cu un mesaj religios. În celălalt caz, un bărbat de 63 de ani a căzut într-o fântână de 18 metri în timp ce ajuta o vecină să instaleze o pompă în fântână. Tragedia s-a produs în satul Podoi, raionul Kamenka. Miliția din regiune cercetează ambele cazuri. Cei patru moldoveni răniți în accidentul de muncă de la Sankt Petersburg, Rusia, rămân internați în spital. Starea lor este în continuare gravă. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, bărbații vor putea fi repatriați numai după ce starea lor de sănătate se va stabiliza. Atenție, urmează imagini șocante. Amintim că bărbații cu vârste cuprinse între 23 și 41 de ani au ajuns în stare gravă la spital în urma unui accident pe un șantier de construcții. Victimele s-au prăbușit cu tot cu schelele pe care lucrau. Din nefericire, un coleg de-al moldovenilor, originar din Tajikistan, care se afla împreună cu ei pe acele schele, a murit din cauza traumelor grave pe care le-a primit în urma căzăturii. Ar fi furat 450 de euro dintr-un bancomat, iar acum sunt căutați de poliție. Cuplul care apare în imagine este căutat de polițiștii sectorului Râșcani din Chișinău, suspectați de furt. Incidentul a avut loc pe 5 iulie pe strada Albișoara. Potrivit forțelor de ordine, o persoană ar fi vrut să-și pună banii pe card prin intermediul bancomatului și a introdus cei 450 de euro. Aceasta nu ar fi așteptat ca tranzacția să se finalizeze și a plecat. Bancomatul însă nu a primit banii, iar operațiunea nu a fost finalizată. În acel moment, prin preajmă trecea familia care apare în imagini. Femeia ar fi observat banii, ulterior fiul ei i-ar fi luat și i-ar fi dat tatălui său, după care toți au plecat de la fața locului. Cei care au recunoscut persoanele din imagine sunt rugate să anunțe poliția la numerele de telefon indicate pe ecran. Dacă vor fi identificați și găsiți vinovați, cei doi riscă amendă de până la 32.500 de lei sau chiar până la 2 ani de pușcărie. Dacă deții imagini sau informații ce pot deveni o știre, expediază-le pe adresele indicate pe ecran. De asemenea, poți contacta echipa 902 la numărul de telefon 062 071 902. Știrea ta o va vedea o țară întreagă.